Evident, a fost foarte frumos, m-am simțit extraordinar de bine pe scenă. Publicul a fost foarte receptiv, a simțit muzică, a simțit energie, atmosferă pe care am încercat noi să creăm pe scenă. Lucrurile au ieșit cum am dorit, pentru am muncit, să zicem așa, și sunt foarte bucuros. Sincer, nu vedeam foarte mult din public, becul era atât de tare că era cam negru, dar simțeam la fiecare piesă că aplauzele erau simțite, erau din suflet și mai ales la sfârșitul spectacolului, când au stat în picioare și au dansat o piesă mai ritmată, am simțit că chiar a plăcut seara asta. Urmează să pregătim acum albumul în studio, să putem oferi la oameni în primăvară, așa cum am promis, și după să pregătim un turneu prin țară în toamnă 2015, prin orașele mari, unde sperăm să încântăm alți oameni din România. Mas os teus olhos disseram que não, e o sol que entrou. A fost foarte frumos, mie-mi place Fado, sunt un mare fan al genului. Există o altă abordare aici, mai veselă, Fado clasic, foarte sobru și trist. A mers bine, părerea mea e că așa ce e bine că s-a întâmplat și ar fi bine să se întâmple mai des. Un om adoptat în Arad a reușit să aducă o țară întreagă într-un oraș, o combinație deosebită de muzică, dans, cultură portugheză, artă culinară portugheză, cred că a fost o seară completă. Mă simt ca un spectator care are o muzică deosebit de antrenantă, de vioaie, de frumoasă, dar nu știe versurile. Cred că sunt momente în care versurile nu mai contează, simți muzica și intuiești despre ce-i vorba. Și eu am simțit nevoia să dansez, ceea ce înseamnă că n-a fost nevoie de cuvinte. Minunat, muzica e o vibrație pozitivă și mai ales atunci când este transmisă cu sinceritate, așa cum face Ricardo, nu putem decât să fim fericiți. Eu plec fericit acasă, exact cum spunea el. Pentru mine personal a fost o seară minunată, a fost în mod deosebit faptul că altă cultură a fost introdusă în regiunea de vest a României, modul de percepție a publicului m-a încântat pe mine personal. Îi doresc domnului Ricardo pentru turul pe care îl planifică mult succes, toate cele bune și să primească sprijinul tuturor celor care consideră că partea culturală a vieții trebuie sprijinită.